Un tânăr din Mehedinți a fost depistat la volan beat criță. Bărbatul a refuzat să urce în mașina poliției fără soția sa, devenind agresiv, iar oamenii legii l-au încătușat. Acesta fusese oprit în trafic deoarece conducea în zigzag. Bărbatul a avut o alcoolemie de 1,35 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, însă acest lucru nu l-a împiedicat să se urce la volan. După ce au fost recoltate probe biologice de sânge, tânărul a solicitat în mod repetat și insistent ca în mașina de poliție să urce și soția sa, care de altfel nu se aflase în autoturismul condus de bărbat. Acesta a opus rezistență, a devenit agresiv și nu a dorit să urce în mașină. Polițiștii l-au încătușat pe tânărul cuprins de aburii alcoolului și l-au dus la sediul IPJ. În această seară, polițiștii biroului rutier au depistat în trafic un bărbat de 35 de ani din localitatea Plumișor, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Cernețului. După ce a consumat băuturi alcoolice, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 1,35 mg pe litru alcool pur în aer expirat, acesta fiind condus la unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea cu exactitatea alcoolemiei. Întrucât manifesta un comportament violent și un limbaj agresiv pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul a fost imobilizat de oamenii legii și condus la sediul poliției. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumul public a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul va fi cercetat în libertate. Conform legislației în vigoare, o persoană poate fi încătușată dacă pe timpul conducerii la secție aceasta este suspectă de săvârșirea unei infracțiuni sau este cunoscută cu un comportament violent.